Te ajută și bicicleta. Cauciucul ai pe ea. Cât e o dată? E cât o mașină? Depinde ce mașină. Se pare super porțiunea asta. E chiar o porțiune foarte, foarte tehnică. Iată că am ajuns la vârful omul. Salutare, tovarăși! Astăzi vom face o tură până la vârful Omu. O să plecăm de aici, de la cabana de Chiu, de la 1700 de metri. Și o să mergem în jur de 20 de kilometri, până la altitudinea de 2500, unde o să ajungem la cabana Omu. În tura de astăzi o să mergem cu Cătălin și cu domnul Jean. Îi cunoaște din turele precedente. Cu ei am făcut cam cele mai multe trasee, deci o să iasă o tură pe cinste astăzi. Am parcurs în jur de 3 km și acum ne îndreptăm către cabana Piatra Arsă și de acolo o să continuăm să luăm tot drept înainte, după barieră, ca să urcăm către Babele. Deocamdată aici este drumul impecabil, este un asfalt nou, doar că sunt destul de multe mașini care urcă până la cabana Piatra Arsă, însă tot e bine că nu este praf, deci mergem destul de ok până acum. Tocmai ce l-am întâlnit aici pe Grivei, care probabil că este un câine abandonat de la stână, se plimba gale și se pare că merge către cabana Piatra Arsă și el. Dacă era la barieră, ce făcea? Ne înțelegeri cu șoferii. Am văzut că se formase o coadă mică de mașini. Cel mai probabil unul din șoferi a claxonat să treacă vacile mai repede. Iar nenea, ciobanul sau văcarul, nu știu exact dacă el era cu vacile, era cam supărat acum. Vedem acum că trebuie să treacă un motor. Și acum avem una din puținele porțiuni de coborâre înspre Piatra Arsă și apoi cred că o să avem mai mult urcare până la Babele, de la Babele știu că mai coborâm un pic și apoi o să avem o urcare destul de grea către cabana Omu. Iar după ce am parcurs 7 km de la cabana Dichiu, în dreapta putem observa cabana Piatra Arsă și de asemenea, în scurt timp o să înceapă și marea de mașini. Sunt atât de multe mașini încât parcarea de la Piatra Arsă nu face față. Cam asta este peisajul care te întâmpină în sezonul estival, în sezonul concediilor de vară. Tot continuăm pe aici, pe lângă mașini. Avem aici în dreapta și un tir parcat. Uitați-vă cum parchează aici. Aici, domnul, aici 10 lei cât e? Iar aici puteți observa marea de mașini. E full, să zic că sunt undeva la vreo 500. Uitați ce este în față. Full. Muzică aici, tot ce trebuie. Iar acum pe acest traseu până la Babele, care este un traseu destul de ușor, chiar dacă mergi încet, reușești să-l faci cam într-o oră. Întâmpinăm o grămadă de persoane, dar cel mai probabil de la Babele până la Omu, acolo or să fie din ce în ce mai puțin. De aici puteți să vedeți puțin mai bine exact cum arată drumul către cabana Piatra Arsă și mergem ușor în stânga și puteți să observați cabana direct în față. Iar Babele și Sfinxul le găsim practic puțin în partea stângă. Full, băi, fraților, fracile! Găsim inclusiv vânzătorii de zmeură, care mai mult sau mai puțin agresiv încearcă să te convingă. Ia să vedem ce texte noi m-am învățat. Și iată că și pe aici, pe platou, au început să apară magazinele de suveniruri. Exact cum vezi pe la mare. Cu tot felul de chinezării. Papițoi, ursuleți. Iar de aici începe să devină traseul ceva mai dificil, în sensul că terenul s-a stricat foarte rău, iar pata începe să devină din ce în ce mai abruptă. Și puteți să zice că am ajuns cu adevărat la munte și trebuie să uităm de asfalt și de drumurile ceva mai bune. Iar acum ceva nemai văzut de mine până acum, o calașcă pe aici pe platou. Destul de tare. Cât lume e în față, fraților, dar lăsând la o parte asta, puteți observa în dreapta și zăpada. Este un pâl destul de mare de zăpadă și probabil cu cât o să urcăm mai mult, o să găsim și mai multă zăpadă. Bine ați ajuns la Babele, tovarăși, împreună cu mine, bineînțeles. Aici ne întâmpină o turmă de oițe și o mulțime de oameni. Și de asemenea putem vedea în dreapta și telecabina, care urcă din Bușteni, dacă nu mă înșel.
Ia uitați ce oi aici, picioarele negre. Nu mai văzut așa ceva. Ia uitați oițele. Cătălin mai mult ca sigur e camuflat, pentru că e îmbrăcat în culoarea verde și are și bicicleta verde. Și mai probabil se sperie mai mult de mine. Oh, ce-i pe aici, bă, Cătăline, bă? N-au turnat autostradă încă pe aici. Uitați, ne așteaptă aici masa. Bineînțeles și cioburi pe jos și tot ce vreți, gunoaie. Să așteptăm pe geam. Geam probabil că e aproape de cabana de Chiu. La două sate, nu? Priviți aici câte oi, atâți oameni. Cam așa stă situația. Și iată că după 12 km și 300 de metri urcare, diferență de nivel, am ajuns la altitudinea de aproximativ 2000 de metri, unde ne întâmpină babele. O să ne apropiem puțin acum, să vedem. Cam așa arată. Și acum să ne continuăm drumul către Sfinx. Și am mai mers cam 2 minute de la babele și am ajuns la Sfinx. Iar acum o să ne continuăm drumul partea stângă către cabana Om. Salut, nu ne mergi la Om, nu ne mergi. Hai de mers. Da, a mai fost. Cred. Mai e ceva. Dar ai și bicicletă. Cauci cu rai pe ea. Cât e o dată? E cât o mașină? Depinde ce mașină. Cam din punctul ăsta se vede cel mai bine Sfinxul. Pentru că dacă te-ai uitat din altă parte, nu s-ar mai vedea atât de bine profilul. Așa arată și din lateral. Observăm cum deja pare pur și simplu o stâncă normală din partea stângă. Iar figura înspre umană, să zic așa, este mai mult în partea dreaptă. Uitați-l pe bătrânul Aro, un bătrân care arată extrem de bine. Este un Aro foarte întreținut, nici pic de rugină. Ia uitați ce nisip avem prin dreapta. Este fix mult mai bun decât la Mamaia. La Mamaia plaja plină de scoici, aici nisip fin, 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 ca în Grecia. Așa că lăsați Mamaia și veniți aici pe platou. Ce combinație în zona asta. Nisip de plajă și în stânga și în dreapta puteți vedea zăpada. Și tot în dreapta masivul de piatră. Și acum în dreapta este traseul către Releu și de asemenea se poate ajunge și la Cruce. Iar în stânga avem vârful Omul, respectiv cabana Omul. Traseul marcat cu Crucea Roșie. Iar aici ne întâmpină un peisaj deosebit. Valea Cerbului. Avem aici, așa cum zice Cătălin, Valea Cerbului. Și niște mini babe și Cătălin. Colții Morarului. Colții Morarului în față. Traseu de alpinism. Thank you.
Iar acum, după ce ne-am bucurat de aceste minunate peisaje, haideți să ne continuăm drumul către cabana Omu. Ce ziceți de potecile de aici? Destul de înguste și destul de adânci. Sunt șanțurile acelea specifice vârfului de munte, unde ai marginile foarte înalte. Iar acum să vedem cum coborâm pe aici. Vedeți noi cât se poate bine, când nu, ne dăm jos. Hai că aici avem o bucată decentă. Și acum trebuie să trecem prin aceste sânci. Nu știu exact pe unde trebuie să o iau. Hai să o luăm prin stânga. Să vedem cum se prezintă drumul pe aici. Pe acolo, prin dreapta, pare a fi o diferență de nivel destul de mare pentru a merge cu bicicleta. Așa că încercăm să ne strecurăm pe aici. Și cred că am făcut o alegere destul de proastă. Și pe aici trebuie să sărim. Poate chiar mai mult. Cam asta ne întâmpină aici, fraților. Priviți aici hal de drum. Bineînțeles, acesta este un drum de mers pe jos. Nici de cum să vii aici cu bicicleta. Însă sunt totuși ceva cicliști, ca și noi, care vin aici. Treaba e că a început să tune și se aude din partea dreaptă, dinspre predeal. Și acum avem o coborâre destul de abruptă. Și apoi, bineînțeles, vine la pachet cu o urcare foarte abruptă către cabană. O să încercăm să urcăm pe bicicleta acea pantă, să vedem dacă ne descurcăm. Dacă avem aderența potrivită, cred că o să fie ok. Încercăm să ne luăm așa mai mult avânt. Poate, poate. Merge chiar bine. De jos părea mult mai abruptă panta. Dar știu că înspre cabană este o pantă foarte abruptă. Acolo s-ar putea să nici nu mai unghi să poți să stai pe bicicletă. Fără probleme. Trage chiar bine. Aici am ajuns la o baracă, unde avem și ceva indicatoare. În dreapta traseul de vară, iar în stânga traseul de iarnă. Bineînțeles că trebuie vârful Om. Ce faceți, mă, bicicliștilor, mă? Tot pe lângă, tot pe lângă. Ia zi, mă, Cătălin. E bine la împins, e bine? Să ajung o dronă, să te filmez acolo. Ce faci, mă? E bine să fii la bicicletă? Ia uite-l, ia uite-l. Cine se aștepta? Cătălin Craiu, munților, pe lângă bicicletă. Iar de aici este una din puținele porțiuni ciclabile. Pentru că știu că trebuie să ne dăm jos destul de des. Pentru că sunt astfel de pietre pe care nu le poți urca cu bicicleta. Sau le poți urca pe riscul tău. Fiecare face ce vrea. Te urci din nou pe bicicletă, iar mai mergi o porțiune, iar te mai dai jos și tot așa. Ultima bucată către cabană. Uitați, și aici la fel. Zici că sunt cărămizi aici. Așa arată. Bineînțeles că faci pedalele varză. Cel puțin dacă ai niște pedale așa mai late cum le am eu. Și mai sunt genul ăsta de poteci destul de înguste, unde de-abia ai loc tu și bicicleta. Cineva a căzut pe aici. Ia uziți. A căzut vreo 3 metri. Se întâmplă tot fel de accidente, dacă nu ești atent. Deci dacă vrei să fii șmecher, ești pe barba ta. Am lăsat șaua ceva mai jos, în caz de ceva să pot pune piciorul foarte ușor. Mi se pare super porțiunea asta. E chiar o porțiune foarte, foarte tehnică. Dar bineînțeles, cel mai serviu este să mergi când crezi că este necesar să mergi pe lângă și pe cele mai multe bucăți să mergi încet. Aici putem observa că avem și marcajul dungă galbenă. Iar ultima bucată asta este destul de complicată. Asta da, poate că de MTB. Bineînțeles, foarte riscantă, dar peisajele sunt foarte tari. Chit că te mai dai jos când și când de pe ea. Este la fel de frumos ca în munții Ciucaș și acolo la fel, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și trecem pe al doilea tronson și ultimul, cred că, care ne duce către vârful Omu. Să vedem cât de ciclabil e și pe aici. Nu mai aduc aminte exact, pentru că am fost acum 10 ani în zonă. Bineînțeles, cu o bicicletă normală. Am mai progresat puțin și ne-am mai și lenevit în același timp. Super tare blocul ăla de piatră. E și în lumina potrivită acum. Trebuie să-i dau tare, că e Cătălin exact în spatele meu. Nu știu ce a mâncat, ce a băut azi.
pentru că are o forță foarte mare. Peisaj incredibil aici pe ultima bucată. Chiar ai ce vedea. Mergi câteva sute de metri și vezi un peisaj cu totul diferit. Aici avem un indicator către cabana Om în dreapta. Zic ei 30 de minute de mers pe jos. Iar către hotel Peștera avem 2 ore jumate. Iar dacă ar fi să mergi pe jos până în Sinaia, ți-ar lua 8 ore și jumătate. Iar în spate cabana Babele la 1 oră și jumătate. Și acum să filmăm ultima porțiune. Deja mi-a dat daună. Chiar și pe full electric. În față deja se vede cabana Omul. Se vede mult mai aproape. Pietre. Asta e cea mai mare problemă pe porțiunea asta. Sunt pietre și se spun roțile foarte repede. Nu pot să vorbesc pentru că trebuie să și respir. Cam greu. Bineînțeles, avem zăpadă. Chiar m-aș fi mirat dacă n-aș fi găsit zăpadă aici pe vârf. Ce porțiune! Uitați-vă și voi! Acum, uitându-ne în spate, putem observa toată Poteica, cum se duce ușor în stânga. Iar dacă vă uitați mai bine pe partea de sus, este traseul de iarnă. Ne-am coborât acum exact pe traseul de vară, care e pe versant. Acela de traseul de iarnă puteți să observați că este oarecum pe platou. Este mult mai ușor și mai puțin riscant. După ce am urcat 19 km, cu o diferență de nivel de 800 de metri, iată că am ajuns la vârful Omul și avem în dreapta stația meteo de la Omul, iar în stânga avem cabana Omul, situată la aproximativ 2500 de metri. Cam așa arată cabana Omul. Să mergem puțin în față, să vedem ce priveliște avem. Cam așa ceva. Foarte tare. Înainte să mă ridic de la face tu. Și acum că am ajuns la cabana Omul, o să încheiem aici primul episod cu partea de urcare. Așa că ne vedem la partea de coborâre. Salutare. Cred că era mai bine să luăm și o sanie cu noi. Cred că ar fi fost ceva mai bună decât bicicleta pe vremea asta. Sau un bob. Ne duceam blană acum. Sanin e foarte fericit. Îi place foarte mult iarna.